Criza economică provocată de pandemie își arată colții. Tot mai mulți oameni își pierd locurile de muncă și caută să iasă din impas. În Argeș, cei disponibilizați au stat ore în șir la coadă ca să-și depună actele pentru obținerea ajutorului de șomaj. Majoritatea aveau contracte de muncă pe perioadă determinată, care nu au mai fost prelungite. Dosarele, vă rog să nu vă mai stați atâta înghesuiți, puteți să le trimiteți și pe mail. Oamenii se plâng că au stat în soare la coadă, dar funcționarii AJOFM spun că dosarele pentru șomaj puteau fi depuse și online. Solicitanții au vrut să se asigure însă că au toate actele în regulă. De la 8 suntem, își bate dreacul joc de noi, chiar așa ne simțire pe față. Ia uite că face dreacul lumea tensiune, moare pe aici așa. Cum ați rămas fără servici? Păi cum rămâne toată lumea, doamnă? Am avut contract pe perioadă determinată. Acest bărbat a rămas fără slujbă la 63 de ani și este disperat. Postul meu de care l-am avut de dulgher s-a desființat. Tu mai are nevoie de el? S-au restructurat posturile. Din cauza pandemiei acum? Da. Ce vârstă aveți? 41. Stați mult? De la 10, de 2 ore. Noi vrem și loc de muncă, nu vrem ca să ne luăm un somaj pentru nimica. Vrem loc de muncă, dar dacă nu mai este posibil, au zis că nu mai au comenzi la cablaj auto și nu mi-o prelungesc. Angajații AJOFM Argeș spun că aceasta a fost cea mai aglomerată zi din ultima perioadă. Recunosc că au de-a face cu un val de noi șomeri. Numărul șomerilor este foarte mare. La data de 30 mai 2020, rata șomajului era de 3,19%, comparativ cu anul trecut, când la aceeași dată rata șomajului a fost de 2,83%. La sfârșitul lunii mai, în Argeș erau înregistrați 8.300 de șomeri, dar numai 3.600 primeau indemnizație. Restul nu mai beneficiază de niciun ajutor din partea statului și trebuie să-și găsească urgent un loc de muncă. Urmărește cele mai tari show-uri integral pe ProTV+.